Evaluarea națională intră în linie dreaptă. În acest an, în jur de 3.000 de elevi buzoieni vor susține examenul, dar sunt și câteva sute care vor mai aștepta din pricina mediilor mici înregistrate pe parcursul anului de învățământ. 2.960 este cifra introdusă în baza de date, în TIR. Deci mai puțin, avem 3.200 și ceva, în jur de 300 s-au pierdut, s-au rătăcit. S-au retras, dar din ce motiv? Nu, fie sunt corijenți, fie au medii neîncheiate, situații de genul acesta. Prima probă este marți 22 la limba și literatura română. Avem 91 de centre. Din acest considerent am mai și comasat, am mai condensat din centrele, numărul de centre inițial, 103-104, am ajuns la 91, pentru că un centru poate să funcționeze dacă avem minimum 10 elevi. Potrivit calendarului, după înscriere, în data de 22 iunie, elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba scrisă la matematică, urmată de proba scrisă la limba și literatura maternă. 4 iulie este data la care vor fi afișate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Va fi organizată și o sesiune specială, anunță Inspectoratul Școlar Județean. Față de anul trecut, numărul elevilor care termină gimnaziul este mult mai mic. Efectivele de elevi care finalizează ciclul gimnazial sunt mai mici decât anul trecut, din datele noastre cu aproximativ 1000, pentru că și numărul de clase de liceu sau de clasa noua școală profesională este mai mic decât cel de anul trecut. Acest fapt a dus la măsura pe care Ministerul a luat-o la sfârșitul lunii ianuarie, de scădere a numărului de elevi la clasă de la 28 la 24 pentru învățământul profesional și vocațional și de la 28 la 26 pentru teoretic. Luni a fost publicat și ghidul pentru evaluarea națională. Potrivit acestuia, accesul în săli începe la ora 8, iar examenul se va desfășura de la ora 9. Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecarei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare.